Acordăm atenție mult mai mari ei. Da. Așa. Așadar, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu profane. Urmează, zicem, bună ziua, tema pentru acasă, pregătire teză, da? Da. Pregătire teză. Ai niște chestiuni la care te-ai gândit așa să... Să vedem clasa a patra. A cincea, da. Am uitat, a cincea. Deci pornim repede la treabă cu chestiuni care vrei tu să-mi pui. Suma a trei numere naturale consecutive este 639. Care este cel mai mic dintre cele trei numere? A plus B plus C egal cu 639, da? Da. Care este cel mai mic dintre cele trei numere? Cel mai mic dintre cele trei numere. Pornim cu ea, nu acasă, zi... Dar nu mi-a dat tema. Nu văd, da. Așa, înseamnă că exact lucrăm pe treia. A fost grea teza? Nu. Foarte ușor. Dacă m-am încurcat la ultimul exercițiu, dar în rest cred că am făcut foarte. Bravo! Bravo! Așteptăm, discutăm dacă avem timp. Ce discutăm? Hai subiectul la teză. Excelent, excelent. Te rog, hai să vedem. E suma a trei numere consecutive, e 639. Da. Da? Deci trei numere consecutive, 639. Trebuie să le aflăm pe cel mai mic. Adică, cum, dă-mi exemplu de trei numere consecutive. 4, 5, 6. 4, 5, 6? Da. Dar 4 plus 5, 6 nu fac 639. Da. Acum e întrebarea cu care începem. Cine e primul care începe? Nu, pentru că sunt consecutive. Ah, da, consecutive. Da. Cam de la cât credeți voi că veți începe? Dați-mi așa o idee, de la cât să începe. Da, așa, să vedem așa, cam ideea, de unde se începe? De la cine se începe? 123. 123. Hai să vedem. 123. Plus 124 plus 125 face cât? 3 plus 4, 7 plus 5, 12. 12? Da. 2 plus 2, 4 și cu 2, 6 și cu 3, 7, nu e bun. 600 sub 100 plus 100? Da, 330 de ani, 630 de ani. Deci la cât trebuie să plecăm? 3. Ca să facă 600 și să adunăm trei numere consecutive, de la cât să plecăm? 200. 200 și? Da. 200 și, nu? Da. Ca fie 20 cu 20 cu 2, fac 600, da? Deci plecăm de la 200, dați voi, 200 și? 5. 205. 205 plus 206 plus 207 ar face? 5 plus 6, 11 și cum nu... Și cum 18, 8 scriem, 1 reținem. 0 plus 0, 1. Deci 1, 18 zi. 8, da. 18. Așa, și 6. 6, 18. Prea mic. Merge de mai sus un pic. Ați arunc la 6, 39. 206. Mai 206. 210. Să încercăm cu 210. Deci 210 plus 211 plus 212 ar face? 3. Deci 1 și cu 2 și cu 1, 3. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Da. 2, 6, 6, 633. Prea mic. 211. 17. Deci e prea mică aici, da? Da. Cât ar mai fi diferența? De 6. Da. 216. De la 216, da? Da. Hai să vedem. Da, nu. E prea mult, eu zic. E prea mare, am omul. Da. Trebuie 212. Hai să vedem. 212 te gândește, da? 212 plus 213 plus 214. Face cât? Da. 2 plus...
3, 17, 2, 9, eu te calculei 5 anuități. 1 și cu 1, 2 și cu 1, 3. 639. Da? Deci am avut baftă, am plecat bine. Tu te gândeai la 200 și depășeam. Da. Săream până mult, cred că la 250 duceam, da? Da, asta a fost ideea de ghicire. Da. Dar hai să vedem cât trebuie făcut, așa să spunem, deodată, matematic. Că ați văzut, am plecat la început cu 23 ori, 24. Vedem baza în 10, adică fără ultimele două. Deci, cu alte cuvinte, tu te gândești să începi cu controlul fiind 600. Da. Te gândești cel puțin 200, 2 plus 2 plus 2 îți fac 600, da? Da. Asta te gândești. Da. Asta trebuie să analizezi când ți-am spus eu prin încercări. Da? La asta trebuie să te gândești. De-aia trebuie să începi cu 200 și. Că eu asta am vizat. Când v-am tatonat, ați putea să încercați voi să ghiciți. Și voi trebuia să vă gândiți, măi, 200 și 200 și 200 de 3 ori, că e 200 și fac 600, da. Păi de la 200 încolo începeam. Și putea să zic 205, 206, până la 212, când mă nimeream, era justificată tatonarea. Dar așa începem cu A, că nu știu cine e pornirea, A. Plus următorul, cine ar fi următorul? Cu unul mai mult. A plus 1. Plus A plus 2. Egal cu 639. Deci, câți de A am aici? 3. 3. 3A plus 3. Nu, 3A plus 3 este egal cu 639. 3A egal cu 639. Da, 3A egal cu 639 minus 3. 3A egal cu 636, împărțim la 3. Unde A va fi egal cu 636 împărțit la 3 și este egal cu A egal cu 2 ori, 212. 212 și am găsit pe A. Vedeți? Deodată A l-am găsit. Deci asta, chiar asta ne întreba. Care și noi nu mai trebuie să mai aflăm 200. Nimic, nimic. Gata, înțeles. Deci noi trebuia să găsim deodată. Trebuia să fie A, celălalt A plus 1, celălalt A plus 2. Da. Și așa trebuia gândit de chestia asta. Da? Nu prin încercări. Prin încercări a avut un noi de joacă, așa de frumusețe, ghișițului. Da, asta trebuia gândit, așa trebuia văzut. Da? Să zicem alte ghișițiu. Determinați valorile lui X pentru care... Deci să găsim pe ce e X. Determinați valorile lui X. X egal cu cine? Uite așa, pune semne întrebare. X7 cu bară deasupra. X7 cu bară deasupra. Adică e vorba de un număr de două cifre. Da, da. Mai mare decât 67. Mai mare decât 67. Deci, ce de X aici poate să fie, X aparține numerelor naturale de la 7 încolo. Până adică, N numere. Nu chiar e N numere, că e cifre. Până la 9. Până la 9. Deci, X aparține numerelor 7, 8 și 9. 8 și 9. Atât. Da. Adică răspunsul ar fi așa. 77 e mai mare decât 67, 87 e mai mare decât 67 și 97 e mai mare decât 67. Da? Le-am găsit pe cele trei numere. Se știe că A ori X egal cu 148. A ori X egal cu 148. A ori Y egal cu 97. Calculați punctul amic. A ori X plus Y. Deci ne scapăm A ori X plus Y. Plus Y și B A ori X minus Y. A ori X plus Y egal cu cine? Da. Cum propuneți? Ca să facem... Mai întâi facem ecuații. Mai nu avem. Păi vedem. Că avem A în membrii. Dăm factor comun. De ce să facem cu aceste două? Să le... Hai să vedem, să le facem paranteza asta. A... pe lângă X plus Y este egal cu A ori X
plus au mărire. Deci am aplicat distributivitatea, nu? Da. Deci apele de expulsire, calcul aur X. Și ce sugerează ție faptul că aur X plus aur Y? Ce să fac cu astea două? Să le înlocuim. Nu, nu, ce să fac cu ele astea două? Ce să le fac? Să le adunăm. Că uite, aș după aici aur X plus aur Y, da? Deci plecăm de la astea două. Zicem așa. A ori X egal cu scriminăm cu 149 și A ori Y egal cu 97, tragem linii și le adunăm. Și vine A ori X plus A ori Y este egal cu, adunăm, 148 plus 97. Adică 78, 15. 15. 51, 4 plus 4, 4 deci 14. 14 și cu 15. Deci, bine așa. 13, 10 și cu 13. Atât. Deci 17, 15, 51 l-am păstrat, 1 l-am pus la 9 și a făcut 10. Și cu 4, 14. 1 care l-am găsit cu 1 de el, faci 2, nu? Da. 245. Și echivalent, acum scoatem pe A în factor comun și atunci înseamnă A pe lângă X plus Y, nu? A pe lângă X plus Y egal cu 245, termină problema. Deci ideea este, vrea să simțiți că A înmulțit cu X plus Y înseamnă A ori X plus A ori Y. Prima oară am aplicat distributivitate, am luat prima cerință. Deci, apoi... Cristina, ce vreau să înțelegi aici? Atenție mult. Autorul a spus, A ori X este 148 și A ori Y este 97. Da. Calculează tu A pe lângă X plus Y. Da. Adică, la prima vedere A pe lângă X plus Y nu ți era sugerat așa foarte ușor. Dar dacă am aplicat distributivitatea, A pe lângă X plus Y egal cu A ori X plus A ori Y, a apărut că e vorba de adunarea acestor două. A ori X adunat cu A ori Y. Și atunci le-am așezat una sub alta, le-am adunat membru cu membru, adică este din stânga adunat și este din dreapta. Da? Și mi-a dat ca A ori X plus A ori Y, tocmai ce-mi cerea autorul este 245. Da? Deci, insist, nu ți-e clar încă. Ba da, am înțeles, da. Bucur, și eu vreau să insist. Tu să spui, încă nu e clar aici, că ieri bunoară cu Ștefania noi am discutat așa foarte deschis. Deci nu... Și m-a ajutat mult la teză. Foarte mult. Sigur că da, sigur că da. Discuția noastră a fost una prietenească. Noi, toate nu spui da numai așa ca să nu mă super pe tine. Da, nu te ajută cu nimic. Deci, faptul că ți-a cerut A mulțit cu X plus Y, A mulțit cu X plus Y, așa a cerut. Da. Tu, uitându-te la ele, nu-ți dădeai seama ce să faci. Dar am aplicat distributivitatea că A pe lângă X plus Y face A ori X plus A ori Y. Da. Și atunci, fiind asta A ori X atâta, A ori Y atâta, ți-a venit clar în minte să le adunăm. Da. Hai să vedem la cealaltă. Ce avem la altă? Să arăt. A ori X minus Y. Egal cu. Aplicăm distributivitatea și apare A ori X minus A ori Y. Și văzând A ori X minus A ori Y, ce sugerează? Trebuie să le scădem. Să le scădem, 148 minus 97. Deci egal mai departe cu 148 minus 97. Și face ca rezultat? A ori X minus A ori Y egal cu 8 minus 7, 1, 4 minus 14 minus 9, 5, 51. Face 51, corect, este la 7 din 8, 1, 9 din 14, 5, e 51. Poate cum ne-am arătat că A pe lângă A ori exagerința autorului A pe lângă X minus Y este egal cu 51 și exercițiul este corect rezolvat. Mergem mai departe. Da. Să vedem altul. Mi.
Mircea participă la un concurs unde se dau 10 probleme și se acordă punctajul următor. Pentru o problemă corectă rezolvată se acordă 3 puncte, iar pentru o problemă rezolvată sau rezolvată greșit se scad 2 puncte. Mircea a obținut 15 puncte. Câte probleme a rezolvat corect Mircea? Ia să vedem, că-i tare. O citești rar, știi că eu îmi plec mai greu, da? Da. M-ați obișnuit cu mine. Mă bucur. Salut, Cristina. Mircea participă la un concurs unde se dau 10 probleme. Aha, 10 probleme. Și se acordă punctajul următor. 10 probleme, sau probleme, da. 10 probleme. Unde se acordă punctajul următor. Pentru o problemă corectă, rezolvată, se acordă 3 puncte. Deci, una problemă corectă... O problemă egală 3 puncte. Deci una problemă rezolvată corect. Da. Corect. Se acordă. 3 puncte. Iar pentru o problemă nerezolvată sau rezolvată greșit, se scad 2 puncte. Deci, pentru una problemă greșită incorrect sau rezolvată sau, sau nerezolvată. Sau adică nu te apucăți din drog, nu scrie nicio idee, da? Se scad 2 puncte, minus 2. Minus 2 puncte. Mircea a obținut 15 puncte. Mircea egal cu 15. Mircea obține 15 puncte. Câte probleme ai rezolvat corect, Mircea? Câte probleme a rezolvat corect? Deci, putem din 15 să Trebuie să vedem că mai citim problema. Ori de prima află în situație grea și cum am avut o situație grea acum. Pentru problema la prima citire, nu știu, n-am auzit-o niciodată. Mircea participă la un concurs unde se dau 10 probleme. Și 10 probleme, hai să le pun. Una, două, m-am gândit minte cu găi și iepuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 probleme are. Da. Dacă le face bine, primește 3 puncte, da? Adică 3 piciorușe. Da. 2, 3. Și dacă le face prost, pierde 2. Da. Ei, în total, una, unele le pierde, pe altele le face bine. Da. Când trage linii și le adună, constată că are câte puncte? 15. 15 puncte. Hai să zicem... Ziceți voi, nu știu, eu să nu greșesc. Să spunem că au făcut toate problemele corecte. Bine, perfect, toate corecte. Dacă le face pe toate corecte, e băiat deștept. Și le face pe toate corecte. Atunci câte puncte acumulează? Ia să vedem. Imediat. 15 ori 3. 15 ori 3. Nu 15 ori 3. Nu, nu. 15 ori 3. Nu, nu, nu. 3 ori 10. Păi 3 ori 10. Da? 30. Acumulează 30 de puncte. Da? Deci atunci, dacă ar fi pe fază și le-aș fi făcut pe toate, făcea 30 de puncte. Deci, 3 ori 10 egal cu 30. Și acum 30. Scădem 15. Așa se făceam noi, nu? În 30 scădem pe 15, da. Vedem câte puncte sunt în plus. Și după
15 ce l-am împărțit la cât oare? Deci ea spune așa, cum a făcut, numai cât a făcut, numai 15 puncte are. 15 puncte. Înseamnă că el de la 30 înapoi pierde pe ce, câte puncte pierde? 15. Minus 15, pierde 15. Da. Tot 15 sunt în basă zi. Da. Înseamnă că el... Și din 15 împărțim 2. 15 împărțim la... 2, ca să vedem câte probleme necorecte sau greșite. Dar de ce la 2 zici și tu la 2? Pentru că se scade un 2, pentru fiecare problemă greșită. Așa. De fapt, cât se pierde din punctaj? În afară? În afară că le pierde pe astea 3 puncte, dacă nu au făcut-o pe asta. În afară că le pierde pe astea 3 puncte, mai pierde încă 2. Mai pierde 2, e penalizat? Adică 5 puncte la pentru fiecare problemă care ai pierdut-o. Deci, nu-i diferent. Nu câte 5, nu se câștige 3, pierde 2, în total. Pierde 5. Ce dezavantaj. Mă, e dură chestia asta. 15 împărțit la 5. Înseamnă că a făcut 3 probleme. Deci, 15 împărțit la 5 înseamnă 3, da? 3, da. Deci, 3 probleme. 3 probleme le greșește sau nu le rezolvă. Și atunci, el... Pierde 2, câte 2 puncte. El pierde câte 2 aici. Da. Ia să vedem, în total, în total câte puncte acumulează în felul ăsta? Câte sunt acum? 7 ori 3, 21, dar fiindcă pierde 6, 1, 2, 3, 15. Și rămân 15. Tot 15. Da, da, exact, e corect, deșteaptă treaba. Deci ce face el? Hai să vedem încă o dată. Deci dacă rezolvă corect, primește 3 puncte. Dacă nu rezolvă și nu se atinge de probleme sau nu se atinge, da, îi penaliza cu 2 puncte. Deci nu-i spune că pentru pe ăla 2, nu-i spune că nu-i mai dă 3 puncte că l-a făcut el și penalizează. Da. Deci e dură treaba asta. Ia gândiți-vă că la tine s-ar face așa. Oh. Ar fi crimă. Nu, ar fi crimă, spun așa. Da, trebuie să închisoare. Da, dacă nu faci nimic, te penalizezi. Eu făceam o chestie, vă spun ce făceam eu la... când dădeam teza. Deci spuneam așa. Dădeam teza, lăsam un sfert de oră timp liber la îndemâna mea și puneam pe tablă punctajul și după ce punctam, cu ei stabileam punctajul. La subiectul ăsta cât să dăm? Atât. Preolul ăsta, bilem totul, totul, era perfect. Și pe urmă le deam 10 zile înapoi și își puneau notele ei, după punctaj. Totdeauna a făcut așa. Deci câtă vreme am fost profesor, niciodată n-am corectat o teză extemporană. Și dacă se întâmpla ca unul să-și umfli nota, deci dacă el, da, na, ținea cu el, că ți se va cu el. Eu mă uitam la el. Și eu știam așa prin evaluare, cam care e valoarea lui, da? Și spuneam, sigur e nota asta? L-a luat profesor! Bun. La tablă. Susține steza. Demonstrează colegilor tăi că tu ai făcut de nota asta. Da. La punctajul ăsta. Era greu că ți-ai la tablă. Așa la tablă, că dacă mai trasă un val, și așa la tablă. Și dacă dacă era un plus, un punct, să spunem că e în loc de 5 și-o pus 6. Da. Atunci e scădeam un punct. Oh. Și puneam 4. Okay. Ai înțeles? Ați înțeles ce face? Dacă își punea 2 puncte, atunci scădeam 2. Și dacă își punea, de exemplu, 8 puncte și avea chiar... Avea 3. Dacă era de 3. Nu, avea 2 puncte și își punea 8 și avea 10. Vreau să-i scădea 8. Nu, 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 trebuie să fie de 10 în clasă. În clasă erau cu 1 de 10. 1, 2, eu aveam olimpici acolo. Da.
ați luat cu de pe țară, la matematică, la un extrem excepțional. La aceea trebuiau să aștepte toți, dar cei care mereau mai la un sfârșit, ăștia trebuia să fie coreți. Era formidabil de dur chestia. Când el își dădea trei, eu nu m-am supărat pe el. Nici el nu le-a supărat pe mine. Deci noi plecam prieteni. Atât am făcut, atât am făcut la un profesor, gata. Deci nu dădea patru. Nu își dădea patru, că era teamă așa. Și mai bine trei decât doi. M-ați înțeles? Deci era foarte deschis. S-a mai întâmplat cazul din astea? Sigur, la început s-a întâmplat. S-a întâmplat. Lucra și la seral. Oamenii mai erau mai vârstă ca mine la seral. Și obișnuiți cu tehnica asta și îmi amintesc că am întâlnit unul, era mai brunețele așa, din grupul aceea. Și era rom, ca să spun pe ce trebuie, așa. Și atunci era mai mare ca mine, ca ani. Da. Așa. Și când am dat lucrări la loc, cloșca chema. Deci acum, aia lucrările, opte. Proșcă, tu, mă, și domnul profesor, dacă țigan n-am nevoie și eu, n-am și eu voie la o notă românească. Și domnul profesor, dacă țigan n-am voie la o notă românească. Super, fric este. Băi, hai, gata, câte opte stau, gata, mi-a plăcut. Frumoasă discuția, știi, așa. Deci relația între Melanie la clasă cu copiii era una prietenească, așa, nu... Așa. Bun, hai să mergem mai departe, că am pus povestea asta. Am amintit, apropo, de notare, da? Da. Și asta am făcut-o, să vă spun, fetele, am făcut-o pentru că, la un moment dat, în primul meu an de învățământ, când am început treaba, mergeam în spatele la două fetițe, mă grebeam să ajung la școală, trecem pe o altă școală, la 1-4, și fetițele acelea discutau între ele. Ei, ai văzut pe Georgiana? I-a pus 8, că era la vremea aceea la școală, la 1-4, spuneam, mă, da. Georgiana a pus 8, dar n-a știut de 8. Dacă a știut de 7, 6, nu, dar a pus 8, pentru că mai că s-a învățătoare la clasa cealaltă. Da. Da? Deci copiii sunt atât de fini judecători, da, și atât de exacti, încât eu m-am cutremurat și am spus, oleacă, dar deci nu-i pun pe ei, își pun în loatele, ca să nu mai greșesc. Uneori, vezi, poți greși ca profesor. Și eu am copil care este profesoară de matematică, mama ei, și predă la A. Așa. Și ea, normal, a căzut în A, nu în B, că cu noi, da, dar s-a mutat pentru ca copiii să nu creadă că o ajută la teste sau fac testele înainte. Oh, ce chestie! Da. Eu lucrez copiii mei tot timpul. Deci în casa dar mea... Dar și ea lucrează, dar lucrează acasă pentru că A este mai dur. Adică ar fi să ales să te dea în judecată. Cine? Majoritatea copiilor din A. Oh, nu. Pentru că, da, deci sunt foarte răi. Nu există așa. Și ce... mai mult s-au mutat în B, ca să nu creadă copiii că fac testele înainte acasă și le vor da după în clasă. Am să spun, Cristina, eu am avut amândoi copiii mei la clasă. Deci eu le-am fost profesor. Da. Dar nu s-a pus vreodată problema. Niciodată. În toată perioada cât am fost profesor la amândoi copiii mei. Ca ei, vreunul dintre cei colegii lor, să bănuiască că negheșitul l-a făcut eu acasă și că nu știu ce. Dar nu făceam. Dar eu îmi furam căciula, cu ce fac eu aici? Odată. Dar fiica mea, în clasa a șasea, am luat locul întâi pe țară, 10 plin la matematică. Deci era vedeta județului și mai departe. Cu băiatul la fel, tot foarte, foarte bun. Deci nu spunea problema să fac așa. Ca să vă spun din culise, că mă întrebați acum, apropo de bănuiala pe care pot să aibă copiii, o singură obligație aveam eu. Să le caut, să caut materiale cât mai grele, să poată lucra acasă. Iar când veneam din o meditație, când mă asaltau cu meditații
ceilalți, alte clase. Veneau și seara spuneam, am găsit o problemă, nu o poți face. Deci spuneam, mie, avem o problemă, nu o poți face. Mă împinițează, mă furia, nu vreau să o fac. Știi că zice, cum se termina? Că nu o putem face. Aveam dreptate. Și aveam chestiuni grele, pe gazete, căutau, lucrau, ceva care nu... Deci nu se putea copiii toți ceilalți să bănească vreo clipă care exista un compromis între mine și ei. Așa și mama dânsei. Și deci la teză, atenție, la când făceam subiectul de teză, îl făceam noaptea aceea, ca nu cumva să vorbesc prin somn. El mi-a spus. Adică nu cumva să existe pericolul ca să influențeze. Și cel mai mult m-a interesat ca nu cumva să transpiri spre copiii ceilalți. Mă întrebam dacă prietenii, că, da, iar a fost și dirigintele o fiică mea. Și mă întrebam dacă nu există pericolo, dar nu făceau la niciodată, nu gândeau așa ceva. Și nici nu îndrăzneau vreodată să-mi întrebe, tu, Aura, cam ce subiect crezi că o să le dea tata? Să o să dea tata. Nici vorba, nu-mi torn la subiect. V-am povestit acel câteva chestiuni apropo de corectitudinea. Deci, nu, era exclus asta. Mergem mai departe. Am terminat problema? Da. Am terminat. Da. Cât am zis? 7. 7 sunt făcute și 3 nefăcute. Deci, 7 bine făcute. Și 3 greșite. Hai să vedem. Sau greșite sau nefăcute. 7 ori 3 egal cu 21, iar 3 ori 2, că se penalizează, 3 ori 2 egal cu 6. Scădem din 21 minus 6, egal cu 15 puncte. Termină programul, am făcut verificare. Da? Bun, trebuie mai departe. Rezolvați prin n diferit de 0. Deci rezolvați prin mulțimea numele naturale. Da. Diferit de 0. În n diferit de 0. N. 4 ori x minus 3 egal cu 29. 4 ori x minus 3 egal cu 29, da? 29. 4x egal cu 29 minus, plus 3. 29 plus 3. 4x egal cu 31. X egal cu? 32. X egal cu? X egal cu 32 împărțit la 4. X egal cu 8. Terminat. Mai departe. Rotunjiți la sute numerele 5247 la sute 47. Și 49583. Deci 49583. Să redus, să rotunjim la sute. La sute, adică nu mai ținem cont de asta. Da. 2 de unități și 10. Deci vine 5200. Asta înseamnă la sute. Și din coace, cât ar fi la sute? 49.500. Sigur că da. 49.500. Asta este prin lipsă. Da, prin lipsă, dar în rătunjit la sute. Și prin adaos era... Dacă zice la ultimul sutelor, prin adaos, înseamnă 5.300. Da. Dacă mărim cu 100. Și 49.600 prin adaus, da? Da? Deci nu au spus rătunjiți numai la sute, ne interesează numai sutele, ne grijăm pe celălalt. Bun. Dintr-o clasă de 27 de elevi, 19 cunosc foarte bine limba engleză. Deci o clasă, cât are? Deci dintr-o clasă de 27 de elevi. 27 de elevi, da. Da, să scriu engleză. Da. 27 elevi. 19 cunosc foarte bine limba engleză. 19 cunosc
engleză. Iar 16, cunosc foarte bine limba franceză. Cunosc franceză. Toți elevii cunosc foarte bine limba engleză și limba franceză, așa se scrie în panel de aici. Câți elevi din clasă cunosc foarte bine ambele limbi? Mai citește, dar nu am înțeles nimic. Dintr-o clasă de 27 de elevi, 19 cunosc foarte bine limba engleză, iar 16 cunosc foarte bine limba franceză. Deci toți... foarte bine, da? Cunosc foarte bine. Toți elevii cunosc foarte bine limba engleză sau limba franceză. Câți elevi din clasă cunosc foarte bine ambele limbi? Sau limba franceză. Da. Deci, câți cunosc una sau cealaltă? Nu, câți cunosc ambele. Deci, 19 cunosc limba engleză, 16 franceză. Câți elevi din toți cunosc ambele limbi? De mi-ai zis ceva așa. Da, aici scrie în paranteză, toți elevii cunosc foarte bine limba engleză sau limba franceză. Aha. Să scriu și asta. Și toți elevii cunosc foarte bine limba franceză sau limba engleză. Cunoșteți tabla și vă gândiți-vă la probleme. Deci, sunt 27 la un loc. 19 cunosc foarte bine engleza. 16 cunosc foarte bine franceza. Toți cei 27 cunosc foarte bine limba franceză sau limba engleză. Dar deci nu există vreunul ca să nu știe deloc limba franceză, mai trebuie să asta spun eu. Deci cei 27 din clasă... Cunosc ori o limbă, ori o limbă, ori alta foarte. Câți elevi cunosc ambele limbi? Așa, câți elevi cunosc ambele limbi? Putem face 19 minus 16. 19 minus 16. Și-ar da 3 elevi. Ce spune 3 elevi ăștia? Mm. Ce te ajută? Păi nu mai. Da, dacă adună, ne dă peste 27. E, și important, dacă adună peste 27, peste, ia adună și ne dă peste 27, da. Începe să judecăm. Și acel număr putem scade cu 27. Deci îl comparăm cu 27 și atunci ce trece înseamnă că sunt și într-o parte și alta, care știu și limba franceză și limba engleză. Cred că așa ar trebui să reacționăm. Da. Deci cum îți ziceți încă o dată? Deci, 19 plus 16. Deci 19 plus 16. Ce ar face? 35. Din 35 scădem pe 27. Din 35 vedem pe 27 și face cât? 15 minus 7, 8. 8. Adică 8 elevi cunosc ambele limbi. 8 elevi cunosc ambele limbi. Da. Ei se încadrează și în categoria englezilor? Englezilor și... Da, și a francezilor, da? Adică 8, ca asta ne trebuia, nu? Câți dintre ei cunosc ambele limbi? 8 ar trebui să vedem. Da. Pentru că, hai să vedem așa. Dacă facem un cerc în care spunem limba franceză. Da? Limba franceză. Da. Care sunt cât la limba franceză? 19. 16. Da? Limba franceză, dar 16. La engleză, cele două cercuri trebuie să aibă o bucată comună. Da, să aibă comun și într-o parte și în alta. În cercul ăsta, pe cei de la engleză. Engleză, 19. 19 engleză.
Aici e comun ca să știți franceză și engleză 39, 8. 8. În partea asta, dacă scade 19, în partea asta așa, așorată, îmi rămân cât 11. În partea asta, cu francezii, care cunosc limba franceză foarte bine, ar fi 16, 16 minus 8. 8. 8. Ele, da. Ia să vedem, dacă adună pe toți 8 de aici, cu 8 de aici, cu 11, fac 27. 16 plus 27. 27. Asta era problema. Se vede pe ăștia 8 de la mijloc, care știu și una și alta. Da. Deci care au fost operațiile? Le-am adunat. Am adunat ambele limbi. Da. După am scăzut în numărul elevilor, am scăzut 8. 8. Dar 27 a scăzut. Da. Da, din 36, 27. Da, dar tu, ăștia sunt comuni, școlă și școlă. Și vine întreba câți elevi au știu ambele limbi. Foarte bine. 8. Da. Și-o rămas numai francezi care sunt 8. 8. Și deci 11. Iar ăștia, 8 sunt de ambele categorii. Mai da, mai buni, da. Corect. A fost esențial spune faptul că 27 în total, că toți știu limba, că nu este unul care știe germani. Da. Da? Da? Deci vă spun clar că toți copiii știu și franceză foarte bine. Sunt două fetici care știu. Ce? Germană? Mai adaugă încă doi. Da. Deci, la germană? Da. Eu da. Da. E grea limba, la germană? Ui? Nu, e foarte doar. Da? Da. Dacă ai profesor bun, e foarte ușor. E profesor foarte bun. Da? Așa, clasă germană? Da, și fac și pregătire. Am înțeles, foarte bine. Bun. Așadar, ne întoarcem și spune că a fost și problema asta, da? Da. Mai departe. Media aritmetică a trei numere este 100. Adică A, B, C, învăr cu 100. Deci asta 100. Deci media aritmetică. Punem așa. Ați învățat media aritmetică? Da. Deci spunem așa. Media aritmetică a numerelor. A, B, C, săgeată, închidem paranteza, este 100. Egal cu 100. Chiar egal cu 100. Două dintre numere sunt 83 și 112. Deci eliminați al treilea număr. Deci media aritmetică a trei numere este 100. Da. Dar hai să traducem chestia asta. Ce înseamnă media aritmetică a trei? În curând veți face, dacă aveți trei note la clasă, la oral, am făcut. Da? Trebuie să faceți media aritmetică. Ce faceți? Da, adunăm toate, pentru că numărul lor. Sigur că da. Deci este echivalent, va spune, că A plus B plus C supra 3, da? Împărțit la 3 egal cu 100. Sau altfel spus, A plus B plus C egal cu 300. Nu așa vine? Da. Și mai avem ce informații. Ce mai spune autor? Dar nu trebuie împărți, adică... A, vă recunoaște. Ai vrea să spui că o să depărți la 3? Da. Mă! Două dintre numere sunt 83 și 112. Determinați al treilea număr. A egal cu 83 și? B egal cu 112. B egal cu 112. Înlocui! 112. 83 plus 112 plus C egal cu 100. Cu 300? 300, atenție. 112 plus C egal cu 300 minus 83. Deci cât facem de astea și cu 12? Nu. Sunt 5, 1, 195. Plus C egal cu 300. C egal cu 300 minus 195. C
ce egal cu 10 minus 5, 5, 9 minus 9, 0, 3 minus 1, 2, 205. Așa e bine? 205? Păi. Ia mai bine, îți mai 5. 10. 1. 1 în loc de 0. Deci aici, gata. 10 minus 5, 5. 9 minus 9, 0. 3. A, 2. Se poate. Băi, dar din 300 scazi aproape 200. Aproape 200, se dă 200. Da. Dar mama, dacă așa e posibil. 105. Ia gândiți-vă, ești la acolo, să dai un rest. Da. Și din 300 dai 200. Îți dai seama. Da? El îți dă 300, s-a cumpărat ceva de 195 de lei. Și tu îi dai 205 lei. Așa da. Băi, tu mai vine o dată să mai cumpără la tine. Da? Poate, poate. 105, toată ziua îți transformă în cumpărător bun. Și tu falimentezi în seara. Așa. Spune altceva. Un tată are 34 de ani și 3 copii cu vârstele de 10 ani. Deci tata are 34 de ani. Tata. Cu 34 tata. Ani. Tata, da. 34 ani. Și 3 copii cu vârstele de 10, 7 și 5 ani. Copilul 1 de 10 ani. Copilul 2 de 7 ani. Iar copilul 3 de 5 ani. De 5 ani. Da. Asta e situația în familia asta. După câți ani vârsta tatălui va fi egală cu suma vârstelor copiilor din acel moment? Păi trebuie să facem suma copiilor. Da, și să-l și după scădem. Mă, nu să adunăm. Trebuie să mă ziceți, mă, tatăl. Păi stai, asta era. Asta e esențial. Esențial că am... Un tată are 34 de ani și 3 copii cu vârstele de 10 ani, 7 ani și 5 ani. După câți ani vârsta tatălui va fi egală cu suma vârstelor copiilor din acel moment? Din acel moment, nu din acest moment. Din acel moment. Adică peste câți ani, după câți ani vârsta tatălui? Păi, dacă în prezent tatăl are 34 de ani și problemă nu zice. Hai să vedem, trebuie să ne dea vreo idee. Trebuie să ne vină vreo idee. Mă chiar din acest moment era mai ușor, da? Nu. Atunci, acel moment. Din acel moment. După câți ani? După câți ani? Tata tot 34 de ani va avea atunci? Nu. Va avea 34. Dar nu spune câți ani, după câți ani. Păi tocmai asta trebuie să avem. Trebuie să avem. Hai să notăm cu X după câți ani. Deci notăm după X acel moment. 34. Deci X egal numărul de ani ce au trecut. Da, notăm de X numărul de ani ce au trecut. Cât va avea tata peste X ani? 34 plus X. Da. Tata va avea 2 puncte. 34 plus X. X. Cât va avea ce 1? Ce 1 egal cu 10 plus X. 10 plus X. Ce 2 egal cu 7 plus X. Dar ce 3 egal cu 7 plus 5 plus X. În clipa asta, vârsta tatălui egal cu suma vârstelor copiilor, cum așa zis? Da. Adică vârsta tatălui, cine este vârsta tatălui? 34 plus X. Deci acum rezultă că
34 plus X egal cu? Egal cu 10 plus 7 plus... Nu, 10 plus X. Ah. E un factor comun. Da. Un pic, nu nici un factor. 10 plus X. Egal. Plus, 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 plus. Adunați și la copil. Că toți copiii adunați. Da. Egal cu? 7 plus X. 7 plus X. Plus? Plus 5 plus X. Echivalent cu? 34. Și 4 plus X. Egal cu? Le adunăm 10 plus 7 plus 5. 22. 22. Plus? Plus X. Numai un X? 3 ori. Plus 3 ori X. Plus 3 X. Ți-ai spus să dai factor comun, n-ai ce să dai factor comun. Deci nu e acolo 7 ori X ajuns, da? Deci plus 3 X. Da. Ce să facem acum? Și acum scădem 5. Scădem un X din ambii membri. Un X din ambii membri, pe ce mai deci, X? Deci, da? Scădem un X din ambii membri. Și 3 X minus X, 2 X. Ai 34, egal. Egal cu 22 plus 2x. Plus 2x, că 3x minus x fac 2x. Și acum putem inversa 22 plus 2x. Sigur că egalitatea poate fi citită invers. Da, ca să putem rezolva. Da. Deci 22 plus 2x egal cu 34. 2x egal cu 34 minus 22. Deci rezultă că 2x egal cu 34 minus 22. 2x egal cu 42, 2 minus 2, 1, 12, îl împărțim la 2. Da. X egal cu 6. A spus, peste câți ani tata va avea suma în vârstul copilor? Peste 6 ani. A spus, peste 6 ani se mă place. Ia uitați-vă încă o dată, spuneți unde v-a plăcut problema.